În această dimineață vom continua studiul nostru în cartea Iona. Data trecută ne-am uitat la mânia lui Iona și, prin contrast, în această dimineață ne vom uita la mila lui Dumnezeu. Ca să puteți poate urmări mai ușor că eu am foarte multe puncte, <coughs> am să vă fac așa un outline uh, al pasajului acestuia. În versetul 6. Până la versetul 8, ni se descrie providența lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vrea să explice lui Iona mila lui. Este o experiență și este foarte important să observăm că Dumnezeu lucrează la fel și cu noi. Este o experiență care vine din providența, purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru noi și prin această experiență Dumnezeu vrea să explice mila lui Dumnezeu pe care Iona nu o înțelege de la începutul acestei cărți și până la final. Această providență a lui Dumnezeu îi oferă lui Iona două tipuri de experiențe opuse. Prima dată Dumnezeu îi face un privilegiu lui Iona, așa cum observăm foarte bine în versetul 6, în providența lui Dumnezeu, Dumnezeu face să crească un curcubete care se ridică peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Reacția la lucrarea providenței lui Dumnezeu, Iona are o bucurie debordantă, extraordinară, euforică. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta, foarte interesant. Plin de mânie, un simplu curcubete îl face să se bucure extraordinar de mult. Providența lui Dumnezeu însă nu se arată doar în privilegiul pe care îl face, ci și în retragerea acestui privilegiu. Aceeași providența lui Dumnezeu care îi dă binecuvântarea aceasta, aceeași providența lui Dumnezeu îi retrage binecuvântarea. Versetul 7. Dar a doua zi la răsăritul soarelui Dumnezeu a adus un vierme. Deci tot Dumnezeu a, a fost la lucru când a crescut curcubetele. Dumnezeu este la lucru când se usucă curcubetele. Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Și iarăși, cum prima dată avem o binecuvântare și reacția lui Iona, o bucurie aceea euforică, debordantă, a doua oară avem o retragere a binecuvântării și iarăși reacția lui Iona, la fel de extremă, spune Scriptura... Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Deci în prima parte vedem providența lui Dumnezeu, un privilegiu oferit și în pierderea pe care Dumnezeu o provoacă în viața lui Iona. În a doua parte, este o pedagogie, da? Avem parte de o pedagogie. Dumnezeu nu doar lucrează prin providența lui, ci Dumnezeu la propriu se comportă și se prezintă înaintea lui Iona și înaintea noastră ca un pedagog. Ne învață, ne explică cu foarte multă răbdare, cu un de lungă răbdare. Dar Dumnezeu a zis lui Iona, această pedagogie se împarte în două părți. Dumnezeu îl confruntă pe Iona, zice, bine faci tu de te din princina curcubetului. Și Iona, ca și mai înainte, Iona reacționează de data aceasta și spune, da, bine facă mă mâinii până la moarte. În a doua parte a pedagogiei, Dumnezeu îi explică lui Iona mila lui, comparând mila aberantă a lui Iona pentru curcubetele acela și mila normală, naturală, care se naște din caracterul lui Dumnezeu pentru cetatea Ninive. Zice Dumnezeu, ție ție este milă de curcubetele acesta care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierită, Asta e mila lui Iona. Și mila lui Dumnezeu, comparată, contrastată mai degrabă cu mila lui Iona, versetul 11, zice, și mie să nu fie milă de Ninive, Cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor afară de o mulțime de vite. Așadar, pasajul în două, în două prezentări mari prezintă providența lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vrea să le învețe pe Iona lecția aceasta importantă în care explică cum se manifestă mila suverană a lui Dumnezeu și, în a doua parte, pedagogia lui Dumnezeu. Ne uităm la prima parte. Și aș vrea să extrag de la bun început un principiu foarte important pentru noi. Suntem ceea sau suntem felul în care reacționăm atunci când primim privilegii de la Dumnezeu și atunci când le pierdem. Primirea privilegiilor de la Dumnezeu și pierderea acestor privilegii arată ceva din noi, arată starea noastră spirituală. Este foarte important lucrul ăsta. Felul în care ne raportăm la primirea lucrurilor materiale, la binecuvântările acestea de pe pământ și felul în care ne raportăm atunci când le pierdem, arată ce suntem noi pe interior cu adevărat. Care este starea noastră spirituală. Este important de observat lucrul acesta deoarece viața noastră este formată din urcușuri și coborușuri. Vrem sau nu vrem, asta este viața noastră de la început și până la final, cel puțin din punct de vedere fizic. Ar fi fost bine să nu fie din punct de vedere spiritual așa, da? Să fie cu urcușuri și coborâșuri, și totul ascendent dacă suntem copiii lui Dumnezeu. Dar pentru că viața noastră, din punct de vedere fizic, material, este formată din urcușuri și coborușuri, da? din privilegii primite și din pierderi suferite, ar fi bine să, fi bine să înțelegem lucrul acesta, să-l acceptăm și să lăsăm ca relația noastră cu Dumnezeu să definească felul în care trecem prin evenimentele acestea. Dacă relația noastră cu Dumnezeu este fundamentată corect, privilegiile primite, pierderile suferite, nu vor afecta felul în care noi ne raportăm la Dumnezeu. Pentru că Iona are o perspectivă distorsionată asupra vieții sale, asupra lumii materiale, asupra felului care Dumnezeu lucrează în lume. Vedem că se comportă absurd, irațional. Noi uităm în primul rând la providența lui Dumnezeu manifestată în privilegiul primit de Iona. Și apoi aș vrea pe parcurs să tragem lecții pentru noi, pentru că nu ni de niciun folos să-l criticăm pe Iona și să nu înțelegem felul în care noi ne putem regăsi în pasajul acesta. Dumnezeu îi dă binecuvântare, zice Scriptura. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Asta este binecuvântarea divină. O lecție foarte importantă. Dumnezeu chiar și în mijlocul păcatelor noastre ne lasă binecuvântări. Slavă Domnului! Dumnezeu chiar și în cu păcatelor noastre ne lasă binecuvântări. Pe mine mă, amuză la propriu, mă amuză teologia asta cu păcatele făcute cu voia, cu nevoia și așa mai departe. Doamne, dacă ai făcut păcatul cu voia, gata, ai încurcat-o, Dumnezeu a terminat-o cu tine. Nu știu, dacă a fost vreunul care a făcut un păcat cu voia, constant, premeditat, repetat, acesta a fost Iona. Totuși Dumnezeu îl binecuvântează, e foarte interesant, e plin de mânie față de Dumnezeu. Bine faci tu de te Iona, ia să afară, stă bos umflat. nu nu răspunde lui Dumnezeu. Și Dumnezeu face să crească un curcubete deasupra capului lui Iona. Foarte interesant lucrul acesta. Dumnezeu chiar și în mijlocul păcatelor noastre ne lasă binecuvântări. Și asta e, e, valabil cu privire la oricine. Cu privire la oricine. E, faptul că existăm, păcătuim și existăm în continuare, este un har de la Dumnezeu. Faptul că păcătuim și Dumnezeu nu ne trosnește la propriu imediat după ce ai păcătuit, bam! Să te execute Dumnezeu pe loc. Deci nu mai stai la discuție. Sau ai să nu-ți dea Dumnezeu chiar ce meriți, dar să-ți dea cât de cât. La fiecare chestie Dumnezeu te presnește. La fiecare chestie Dumnezeu te presnește. Faptul că nu se întâmplă lucrul acesta este o dovadă a îndurării lui Dumnezeu, a îndelungii sale răbdări față de noi. Dumnezeu chiar și în mijlocul păcatelor noastre, uitați-vă, Dumnezeu ne lasă binecuvântări. Lucrul acesta nu arată ceva despre meritele noastre sau despre starea noastră. Foarte important. Zice, uite, am făcut lucrul ăla și totuși merge bine. Înseamnă că Dumnezeu uh, agrează sau Dumnezeu e de acord cu ceea ce fac. Greșit! Binecuvântarea pe care Dumnezeu ți-a lăsat-o în timp ce tu ai trăit în păcat este o dovadă a bunătății și îndurării sale. Nu a stării tale bune. O distincție foarte importantă. Faptul că noi păcătuim și în fiecare zi păcătuim și totuși Dumnezeu ne binecuvântează nu este o dovadă a faptului că noi suntem bine, ci este o dovadă a faptului că Dumnezeu este bun și îndurător cu noi. A doua lecție importantă din acest eveniment al binecuvântării, sau această parte a binecuvântării, este că providența lui Dumnezeu este o intervenție directă, personală a lui Dumnezeu față de noi. Nu este o purtare de grijă mecanică, da? Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu s-a retras undeva în Univers, a lăsat niște legi care să funcționeze și care să fie mai puternice sau care să aibă mai, un mai mare impact uh, în viețile noastre decât au păcatele noastre, da? Nu! Faptul că ne merge bine când facem rău este o dovadă a intervenției directe personale a Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu a făcut să crească un curcubete. Acum nu știu, nu știu ce părere aveți dumneavoastră. Dumnezeu se preocupă de treburile de astea. Păi, Dumnezeu, pe nu se duce să, facă un, să crească un curcubete deasupra capului lui. Are Dumnezeu timp de lucrurile astea. Providența lui Dumnezeu asta înseamnă că Dumnezeu intervine direct. Noi credem că există niște legi naturale care explică din punct de vedere omenescul curse. Iarba s-a înverzit. Da, dar s-a înverzit pentru că Dumnezeu a făcut-o să înverzească. Deci nu Dumnezeu s-a retras undeva De partea a pus un aparat, a stabilit niște legi și aparatul ăla face ca legile acelea să funcționeze, pur și simplu. Nu! Dumnezeu lucrează, intervine direct, chiar și prin legile acestea naturale. Da? Providența lui Dumnezeu în viața noastră este o intervenție directă, personală. Uh, unii oameni mai discută și uneori m-am întrebat, Dumnezeu, S-a întâmplat un lucru în viața mea și mi s-a părut așa, o coincidență foarte ciudată, stranie, izbitoare. Și mi-am dat seama că de multe ori mă fac vinovat de această teologie a deismului. Dumnezeu, domnule, parcă e prea de tot să fie intervenit Dumnezeu. Lucrul ăsta pur și simplu s-a întâmplat. Nu este nimic care pur și simplu să se întâmple, înțelegeți? Nimic nu se întâmplă pur și simplu. Nu există s-a întâmplat. Pur și simplu s-a întâmplat. Asta e o perspectivă omenească care scoate afară pe Dumnezeu din ecuațiile vieții noastre. Nu există nimic care se întâmple pur și simplu. Din punct de vedere a crescut, din punct de vedere omenesc a crescut un curcubete. Dar Dumnezeu deschide mintea ție ca și credincios să înțelegi că n-a crescut curcubetele la pur și simplu, ci Dumnezeu l-a făcut să crească. A fost o intervenție directă a lui Dumnezeu. Asta ne mai învață ceva, că suntem dependenți în totalitate de Dumnezeu. Iona n-a putut nici măcar, și a făcut el umbrarul ăla lui. Dar lucrurile făcute de Dumnezeu sunt lucruri adevărate, da? lucruri cum trebuie. Asta ne arată că suntem dependenți în totalitate de Dumnezeu, dar Dumnezeu face lucrarea asta cu Iona ca să arate Doamne, nu poți nici măcar să-ți faci umbră capului cum trebuie. Și vrei tu să te pretești și să te pui în poziția de a decide soarta unei întregi cetăți? Înțelegi cât de nebun ești, Iona? Deci tu ești, tu ești incapabil să-ți crezi. Iona să frustrează, vedem, ea, să frustrează la un simplu curcubete. Tu ești incapabil să crești și să ții în viață, să susții o simplă plantă care ți-a adus o bucurie. Și tu vrei să te pui în poziția de a decide ce să fac eu cu o cocetate în care sunt, spune, 120.000 de oameni care nu știu să deosebească stânga de dreapta. Cât de absurd! Cu alte cuvinte, noi nu putem, și uitați-vă la noi, nu putem să facem nici cele mai banale lucruri pentru noi. Și dacă le facem, le facem prin puterea lui Dumnezeu, prin intervenția directă a lui Dumnezeu în viețile noastre. Nu putem să ne ocupăm nici de cele mai banale lucruri din viața noastră. Și de multe ori ne punem așa sfătoși și ne gândim, bă, Dumnezeu nu a făcut bine, Dumnezeu treaba asta. Noi credem că ar fi fost mai bine ca Dumnezeu să fi intervenit așa. Noi credem că cursul evenimentelor și al istoriei ar fi trebuit să o ia în direcția aia, să în direcția aia. Cât de absurd! Cât de absurd! Că nu putem să ne ocupăm de niște lucruri banale. Mai învățăm ceva, că cele mai banale binecuvântări vin de la Dumnezeu. Le numesc banale, Deși asta ar fi un fel de jignire. Tot ce Dumnezeu ne, ne dă și este binecuvântare nu este banal. Dar din punct de vedere umanesc, unele lucruri nu se par banale. Nu cum era curcubetele. Dar și curcubetele acestea erau binecuvântare de la Dumnezeu. Pierdem așa de ușor din vedere și ignorăm micile binecuvântări de la Dumnezeu care sunt rezultatul bunătății lui Dumnezeu față de noi. Și asta este o vadă de necredință. Aș spune asta este un fel de ateist practic. Când Dumnezeu ne dă mici binecuvântări și nu le vedem ca binecuvântări de la Dumnezeu. Asta, este o dovadă de necredință. De necredință, un fel de ateism practic. Dom'le, le luăm ca așa, ca de apucat. Dom'le, vin, oricum vin lucrurile astea. Nu este adevărat. Cele mai mici binecuvântări care vin în viața noastră sunt rezultatul, efectul, dovada, demonstrarea bunătății lui Dumnezeu față de noi și trebuie să-i dăm glorie lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Apoi, vedem un locul acesta foarte clar, că toată natura este la dispoziția lui Dumnezeu. Și lucrul acesta ar trebui să ne înfioare. Lucrul acesta ar trebui să ne, ne dea liniște pe de-o parte. Domnule, Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor. Când vezi pe bezmetici ăștia care să pretind mari conducători ai lumii, că hotărăsc ei, că fac -ei, că nu știu ce, că construiesc, Dumnezeu într-o fracțiune de secundă poate să ridice natura și să, face, să facă praf și pulbere. Tot ce a construit omul. Lucrul acesta trebuie să ne dea o liniște. De -o, Dumnezeu nostru controlează toate lucrurile. Deocamdată suntem în Universul lui Dumnezeu, pe planeta lui Dumnezeu și când vrea El, scutură și face ce vrea El. Pe de altă parte, lucrul acesta trebuie să ne înfioare. De ce? Pentru că putem să ne găsim câteodată ca în situația lui Iona și să o luăm razna și să credem că ne putem pune într-un loc în care suntem protejați de intervenția lui Dumnezeu. Și nu suntem. Pentru că totul este al lui Dumnezeu. Noi suntem al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu învârte lucrurile și controlează lucrurile și pentru că și noi suntem creația lui Dumnezeu, ne controlează și pe noi. Ne controlează și pe noi. Și, în final, învățăm din această binecuvântare pe care o dă Dumnezeu că binecuvântările lui Dumnezeu nu atestă sfințirea noastră. Ce spune Evanghelia Prosperității, care este foarte populară în cercurile carismatice din lumea aceasta, val valurile carismatice care au tăvălit peste continente? Spun pe de altă parte că atunci când îți merge bine, asta este o dovadă a binecuvântării lui Dumnezeu peste tine. Dacă nu îți merge bine, poate fi un blestem. Un blestem generațional, un blestem care l-a rostit soția peste tine. Tu nu ești în stare de nimic. Sau un blestem pe care tu l-ai rostit cu privire la tine, sau l-ai spus numai în gândul tău sunt un fraier, sunt un ratat, sunt un loser, nu merge. Și tu te-ai blestemat și te-ai legat cu blesteme și nu mai ești binecuvântat din cauza ta. Când îți merge bine, asta înseamnă că s-o rup blestemele și binecuvântarea lui Dumnezeu care stătea în aici și clocotea deasupra ta, gata să cadă peste tine, binecuvântarea lui Dumnezeu a venit în viața ta pentru că tu ai rupt, ai rostit formula magică, ai rupt blestemul, da? Fals. Iona este binecuntat, dar lucrul acesta în niciun fel nu atestă în niciun fel nu atestă Sfințirea lui. Această a Prosperității nu este predicată doar în Africa, în America Latină și în America. Această Evanghelia Prosperității este predicată la foarte multe avvoane, în special puteți să ascultați multe uh, predici de Evangelizare. Când omului se spune, dacă vii la Dumnezeu, relațiile care acum sunt Dumnezeu poate să rezolve, dacă vii la Dumnezeu, problemele tale financiare, Dumnezeu le poate rezolva. Asta este Evanghelia. Noi credem în puterea lui Dumnezeu care poate face orice. Dar asta este Evanghelia, asta este mesajul Evangheliei și omul zice O, oh, da, domnule, da, mă, uite, am probleme de atâția ani de zile, da, uh, da, cred că ar trebui să mă întorc la Dumnezeu. Aia nu este Evanghelie. O, oh, de atâta timp, o, oh, ăștia mi-au spus, acum, vindecare acum pe loc ca să vezi demonstrarea puterii lui Dumnezeu. O, oh, da, mă, chiar, chiar sătul de boala asta. Chiar ar fi fain, chiar să fi. M-aș bucura extraordinar de mult. Aș vrea să trăi viața dacă aș fi vindecat de boala asta. Da, vreau să vin la Dumnezeu. Aia nu este Evanghelie. Ai nu este Evanghelie, pentru că promovează exact ideea aceasta greșită, că binecuvântările primite în viața noastră sunt o atestare a favorului lui Dumnezeu dat peste viața noastră. Că suntem în regulă, că suntem sfinți, că suntem mântuiți. Și este fals lucrul acesta. Dumnezeu îi dă binecuvântările lui Iona, chiar dacă Iona nu era într-o relație corectă cu Dumnezeu. Acum vrem să ne uităm la bucuria aceasta debordantă a lui Iona, euforia lui Iona. Spune Scriptura așa. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta. Vreau să priviți puțin dintr-o perspectivă diferită bucuria lui Iona. Să o priviți dintr-o perspectivă pozitivă. E un lucru extraordinar că Iona se bucură de un lucru mic primit de la Dumnezeu, nu? Dacă te duce duminică, duminică dimineața dimineață, luni, marți, miercuri, joi, te duci la magazin și îți cumperi o pâine dimineața ca să ai o, o pâine proaspătă, zici, bă, haleluia, am o pâine proaspătă în casă, domnule. Pot să împart cu copiii mei, cu nevastă mea. Mâncăm o mâncare proaspătă. Slavă lui Dumnezeu. Crezi că Dumnezeu s-ar supăra. Aha, ce te bucuri de atâta lucru? Nu. Ar fi un lucru extraordinar asta. Să te poți bucura de lucrurile mici. Pentru că dacă te bucuri de lucrurile mici, când vor veni lucruri mari, bucuria va fi și mai mare. Da? Dacă îl vezi pe Dumnezeu în lucrurile mici, o să-l vezi pe Dumnezeu și în lucrurile mari. Și vedem lucrul acesta chiar învățat peste tot în Sfânta Scriptură. Spune în 1 Timotei 6 cu 16 că Dumnezeu ne dă toate lucrurile din Berșuc ca să ne bucurăm de ele. Deci nu are nicio problemă. Eu vă, vă mai spun ce am, cu ce erezii din astea practice am crescut. Am avut senzația la un moment dat că Dumnezeu e un fel de inamic al bucuriei mele. Așa aveam senzația. Îmi mergea câteodată bine, ziceam, ceva trebuie să întâmple. Ceva nu-i cum trebuie aici, merge bine. Dumnezeu e pe urmele mele. Urmează acum lovitura. Greșit spune Dumnezeu ne dă toate lucrurile. Toate vin de la Dumnezeu. De ce ni le dă? Zice ca să, cu scopul, ca să ne bucurăm de ele. În momentul în care te bucuri de un lucru pe care ți l-a dat Dumnezeu, asta este o dovadă a credinței tale în Dumnezeu. Știu că Dumnezeu e sursa tuturor binecuvântărilor. Eclesiastul 2 cu 24 și 25. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din sa la lui. Unii oameni, și de oameni din lume și imaginează că Dumnezeu are o problemă cu asta. Nu? Că de la el vin. Și auziți. Dar am văzut că și aceasta, da, să-ți înveselești sufletul, zice, cu cei buni din agoniseala ta. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Agoniseala ta, agoniseala ta vine din mâna lui Dumnezeu. Auziți. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Auzi, dacă te-ai pus la masă și mănânci și te bucuri de masa aia, aia vine, zice, de la... Te poți tu bucura, zice, fără el? E vorbă. Lucru e extraordinar. Eclesiastul 3 cu 12 și 13. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei, pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci, deci vedeți, nu-i trai bun și bucurie fără muncă, da? Foarte important. Este un dar de la Dumnezeu. Faptul că mănânci și bei în mijlocul traiului pe pământ și te bucuri de lucrul ăsta, zice, este un dar de la Dumnezeu. Eclesiastul 5 cu 19. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății, deci averea și bogățiile, vin de la Dumnezeu și i-a îngăduit să mănânce din ele. Asta înseamnă că Dumnezeu te poate face să nu mănânci din ele, că sunt oameni putrezi de bogați, dar trebuie să mănânce la un regim foarte strict, pentru că au anumite probleme, da? Dar dacă ți-a îngăduit să mănânci din ele să, și să-și să ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, iară, nu te bucuri fără muncă, acesta este un dar de la Dumnezeu. Da? Vezi, o teologie sănătoasă cu privire la raportarea la lucrurile materiale. Agonisiala, auziți, bogățiile, averea, mâncatul, băutul, bucuria în mijlocul muncii, astea sunt... Dar ori de la Dumnezeu. Zice, nu ne putem bucura fără Dumnezeu. Și textul ne arată foarte clar. Iona s-a bucurat fiindcă Dumnezeu l-a binecuvântat. Zice Dumnezeu, dinainte Dumnezeu a plănuit lucrurile, ce să zice? A făcut să ridice peste Iona ca să facă ombrul capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Deci nu, a, a făcut Dumnezeu să crească cu cuvintele și un atom mânios. Ah, nu a, nu mi-a mers. Stai să mă gândesc la... Nu, Dumnezeu a știut exact ce să facă ca să-i treacă mânia lui Iona dar să-l facă să se bucure. Dumnezeu știe exact ce să facă ca să te bucuri. Exact știe. Și Dumnezeu face lucrurile acestea peste noi, da? Totuși, Dumnezeu intenționează, de fapt, prin această binecuvântare să-i descopere răutatea inimii lui Ion Da? Faptul că s-a bucurat e bine, dar prin binecuvântarea pe care o dă, vedem că Dumnezeu îi descoperă răutatea inimii lui. Haideți să ne uităm acum, am văzut cum lucrează Dumnezeu în privilegiile pe care ni le dă. Hai să vedem cum lucrează Dumnezeu în pierderile pe care Dumnezeu le lasă în viața noastră. Iona are parte nu doar de o experiență euforică, ci are parte și de o experiență epuizantă. Dumnezeu retrage binecuvântarea de, din viața lui Iona, acest privilegiu, și de aici învățăm iarăși câteva lecții, spune Scriptura, a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu, vă spun, îmi place teribil versetul 7, Dumnezeu a adus un vierme. Dumnezeu a dus un vierme. Îl vedeți pe Dumnezeu preocupat de lucrul ăsta. M am întrebat, domnule, când am citit pasajul ăsta, m-am gândit, de ce o crea Dumnezeu viermi? De ce o crea Dumnezeu viermi? Păi o crea viermi ca să ajungă la momentul în care Iona trebuia să aibă curcubetele uscat foarte repede. De asta o crea Dumnezeu. Probabil că curcubetele ar fi trăit mai mult. Așa Dumnezeu a avut un viermi care l-a trimis și a uscat curcubetele. A creat Dumnezeu viermi ca așa trebuie să mă arăt irod. Mânca de viermi, când și-a glorie pentru sine. Da? A creat Dumnezeu, mai citiți în Biblie și o să vedeți pentru ce a creat Dumnezeu Viermi. Câteva motive pentru care a creat Dumnezeu Viermi, da? Dar uitați la Iona, vedem aici următorul lucru. Iona, cum reacționează? Atunci a dat Dumnezeu să vină vântul la uscat, a leșinat Iona, când s-a trezit, nu știu exact cum s-a trezit, s-a dat Dumnezeu două palme, habar, Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. De ce? Să o uscat cu betere, da? învățăm de aici câteva lucruri. În primul rând, pericolul de a ne lega starea emoțională de lucruri. Una este să te bucuri de Dumnezeu că ți-a dat un anumit lucru și să te bucuri de lucrul ăla în relație cu Dumnezeu și alta este să te bucuri de lucrul ăla neînțelegând că lucrul vine de la Dumnezeu. Înțelegeți? Sunt două lucruri total diferite. Aici vedem pericolul de a ne lega starea emoțională de lucruri. De exemplu, mi-am luat un telefon super bengos. Vezi? ecranul ăsta care trebuie să-l schimb, că îi spart ecranul, nu știu dacă se vede de acolo, e vreo 2-3 milioane. Când l-ai scăpat jos, dacă ți-ai legat... un copilaj, un adolescent, un tânăr, și-a luat telefonul și zice, a, ăsta e telefonul meu, și l-a scăpat jos. O zbura toată bucuria, da? Ți-ai legat bucuria de un copil, ți-ai legat bucuria de o fată, ți-ai legat bucuria de un băiat, ți-ai legat bucuria de o casă, ți-ai legat bucuria de o mașină, ți legat bucuria de bani. Lucrurile astea vin și pot să plece. La unii pleacă mai repede, la unii pleacă mai puțin. Depinde, lucrurile fluctuează, da? și sunt diferite de la om la om. Dar este un pericol extraordinar să ne legăm starea emoțională de lucru. Pentru că odată cu plecarea lor sau cu schimbarea naturii acelor lucruri, se schimbă și starea noastră emoțională. Logic. Dacă starea mea emoțională este legată de lucruri, în felul în care am sau nu am lucruri, depinde starea mea emoțională. Și voi fi un om foarte labil emoțional. Și Iona este un om labil emoțional. Vine curcubetre? Nu mai poate de bucurie! Să duce curcubetre? o spune la moarte! Pentru că starea lui emoțională era legată nu de Dumnezeu, care a dat și a luat, ci starea lui emo emoțională era legată de lucrurile materiale. Este un, o experiență pe care o avem cel mai probabil fiecare dintre noi și odată cu maturizarea noastră, starea noastră emoțională nu mai este afectată de faptul că vin. Și pleacă lucruri. Starea noastră emoțională este afectată de relația noastră cu Dumnezeu. În al doilea rând, lucrurile importante pentru noi, foarte important. pot dispărea urgent și în moduri banale. Lucruri foarte importante pentru noi. Pentru eu, a fost foarte important curcubetele. Că nu te de până la moarte pentru o chestie banală, nu? Asta înseamnă că el a pus foarte mult preț pe curcubetele la. Ei, indiferent cât de mult preț pui tu pe un lucru, chiar dacă el nu e de preț, da? pentru tine poate să fie de preț un lucru, pentru mine să nu fie lucrul ăla. Pentru mine curcubetele nu este foarte de mare preț, da? că dacă vreau să stau la ovru mă duc în casă. Dar pentru eu n era de foarte mare preț curcubetele. Însă trebuie să învățăm lecția aceasta că lucrurile importante pentru noi pot dispărea rapid și în moduri banale. Asta, asta, asta vedem în locul acesta. Dumnezeu a adus un vierme. Oricând Dumnezeu putea aduce vierme la... Toate lucrurile materiale sunt la risc continuu. Oricât ar construi oameni și vedem în istorie lucrul acesta pe care Dumnezeu îl învață. Dumnezeu îl predă oamenilor. Orice ar construi omul, oricât de mare, oricât de grandios, oricât de tare, oricât de puternic ar fi, Dumnezeu poate să facă praf și pulbere într-o fracțiune de secundă. Orice, cât de grozav este. De la curcubetele alea până la turnurile gemene, da? Dumnezeu are în mâna lui toate aceste lucruri. Și vedem acest, această lecție pe care trebuie să o învățăm. Altfel vom trăi în șoc, șoc după șoc. Viața asta o trăim șoc după șoc, șoc după șoc. Pentru că noi credem că lucrurile care au crescut, lucrurile pe care poate noi le-am făcut, o să țină cine știe cât. Nu poate să treacă repede și într-un mod foarte banal. Un vierme. Da? Un vierme. Un nebun din ăsta care să suie într-un avion și îl deturnează. De la lucruri banale să vă De la lucruri banale. Au rămas, au rămas tot felul de lucruri în astea în muzee, tot felul de lucruri vechi construite de oameni de secole întregi. S-a trezit un nebun care a pus explozivii pe ele, au, rezultat, au rezistat 15 secole, a venit un nebun și le-a bubuit. Dar au prostie, da? Lucrurile acestea trec. Dacă am învățat că suntem totdeauna la risc continuu, ori totdeauna suntem la risc continuu, acum aș putea să cad jos aici la învon. Fără niciun fel de problemă. Pentru Dumnezeu nu-i nimic asta. Ar putea să se întâmple oricând, orice ar putea să explodeze o mașină afară acum. Oricând s-ar putea întâmpla orice. Pentru că lucrurile acestea materiale nu sunt sigure. Nu sunt sigure, da? Apoi vedem că Dumnezeu este în controlul tuturor pierderilor noastre. Asta stă la baza unei frici sănătoase. O frică nesănătoasă e asta. Oare am închis ușa? n am închis ușa. Mă trezesc la două și mă duc și verific ușa. Bă, da, am, dat de două ori sau numai o dată. Sau... Nu știu dacă aveți chestii din astea. Am închis aragazul? Bă, nu cred că l-am închis. Oare am lăsat Oare am tras trapa la foc sau nu am tras-o? Am pus-o sau am închis-o? Bă, bă e cazanul, mă mai duc o dată. Și te trezești la 3 noaptea, bui mag, de cap, te acolo și mai adormi până la 5. Nu știu dacă vi se întâmplă lucrurile asta. Nu știu dacă sunt în regulă sau nu în regulă, e de discutat asta. Însă, trebuie să învățăm un lucru. Dumnezeu este în controlul tuturor pierderilor din viața noastră. Și asta ne dă o frică sănătoasă de Dumnezeu. Doamne, Dumnezeu, Dumnezeu e în control, da? Mi s-a întâmplat un lucru, am pierdut ceva, s-a dus ceva din viața mea. Dumnezeu este acolo, Dumnezeu este în control, Dumnezeu nu a pierdut lucrurile din control, da? Nu ne bunesc, nu -mi pierd mințile Dumnezeu sunt trăiesc totdeauna într-o stare din asta de șoc. Poți să pierd asta, po să pierd asta, poți să întâmple asta, poți să întâmple asta. Stai, domnule, puțin. Dumnezeu e în control până la urma urme, da? Asta nu ne face să fim lene și asta nu ne face să fim neatenți, neveghetori, ci ne face să avem liniște și pace știind că Dumnezeu este în control, da? Foarte important, iarăși o lecție aici, mânia pentru pierderea lucrurilor este o mânie împotriva lui Dumnezeu. De ce? Pentru că lucrurile acelea ne-au fost date de Dumnezeu. Când Iona se mânie pentru pierderea curcubetului, vedem că Iona vrea să, gata, vrea să piardă viața, vrea să dispară, pur și simplu, vrea să moară. Înseamnă să fim frustrați pe Dumnezeu când pierdem lucruri. De ce? Pentru că lucrurile acelea nu au fost date de Dumnezeu. Și foarte multe lucruri le pierdem fără să fim noi neapărat responsabili de pierderea lucrurilor respective. Da? Pur și simplu se întâmplă. Învățăm și că Dumnezeu care ne dă, este Dumnezeu care are tot dreptul să ni le... ne place cu datul, nu prea ne place cu luatul. Dumnezeu care ne dă lucruri, este Dumnezeu care are dreptul să ne ia lucruri. Un om opus, opus lui Iona, este Iov care spune în felul, în felul următor. El zice în versetul 21 din capitolul 1, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Așa trebuie să mă privesc pe mine însumi. Atâta sunt eu. Atâta sunt eu. Nu merg nimic. Tot ce am, zice Domnul la... Dom'le, dacă eu am venit gol și am atâtea lucruri, înseamnă că mi-au fost date. Domnul a dat și Domnul a luat. Sunt exact cum am ieșit din pântecele mamei. Exact așa. Auziți. Binecuvântat fie numele Domnului. Binecuvântat fie numele Domnului. Dumnezeu care ne dă lucruri este Dumnezeu care are tot dreptul să ne ia fără să comită niciun fel de nedreptate. Dar de deci ce o îngădui Dumnezeu ca omul ăla să piardă casa? De aia. De aia. De ce să nu fi îngăduit? Care e problema? Și dacă Dumnezeu însuși s-ar fi dus să fi dat foc la casa aia, care e problema ta? Care e problema? Că n-am înțeles. Dar de ce Dumnezeu a îngăduit ca să se strice nu știu ce? Dar care e problema? Ia tău? L-ai făcut tu? Ești un control? Sunt lucrurile tale? Uitați-vă la atitudinea lui Eu. Eu are o perspectivă foarte corectă despre lucrurile materiale și lumea fizică. Vine de la Dumnezeu, le ia Dumnezeu, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și asta e tot. O ecuație foarte simplă, da? Dumnezeu are tot dreptul fără să ne ia lucrurile acestea, fără să comită nici o nedreptate față de noi. Și în final, providența lui Dumnezeu ne arată că nu suntem noi în măsură să dictăm. Iona nu este în controlul vieții lui, Iona nu este în controlul nici cetății Ninive. Nu suntem noi în poziția aceasta să dictăm cum să se facă lucruri. Că Dumnezeu în planul lui și în bunătatea lui față de noi ne lasă o anumită libertate care și ea este în providența și controlul lui, asta este cu totul altceva, însă vedem că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și este singurul în măsură să dicteze. De ce îi dă Dumnezeu experiența asta lui Iona? Ca să învețe exact acest lucru. Îi dă un lucru mic pe care Iona îl prețuiește așa de mult, Ia lucrul acela mic și arată lui ionă Iona, nu poți să controlezi nici cel mai mic lucru din viața ta. Iona, ce vrei tu să hotărăști cu privire la nimic? Tu nu poți, tu ai putut să ții curcubetele astea o zi măcar. Eu l-am ținut. Cine ești tu să te, te, pui în poziția asta de a decide soarta unei întregi cetăți? Sunt 120.000 de oameni acolo, afară de animale. Ești atât de micuț, un vierme, n-a putut Iona un vierme să împiedice. Un vierme să împiedice. Dar lucrul acesta spune ceva și despre noi. Da? Aș vrea să fiți atenți, uitându-ne la acest eveniment, să fiți atenți la deismul evanghelic care propăduiește un Dumnezeu autolimitat, s-a retras Dumnezeu undeva în un univers, Dumnezeu nu intervine, da? Totul este o, un fel de amestecare a cauzilor secundare. Îl au făcut, de asta s-a întâmplat asta și tot așa. Nu. Dumnezeu este în controlul tuturor cauzelor. Și apoi această teologie carismatică care spune că Dumnezeu Dumnezeu nu uh, dă niciodată o boală cuiva. Dumnezeu nu lasă să se întâmple niciodată rău cuiva. Este tot un blestem acolo, da? Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este milos, Dumnezeu nu poate să facă să se întâmple asemenea lucruri. Nu? Uite că Biblia ne arată că se poate întâmpla. În teologia carismatică uh, se învață lucrul acesta. Uh, chiar am auzit persoane care spun, ce, uh, curcubetele ăla e Duhul Sfânt ca să-l învețe pe Iona vreo lecție? Nu, curcubetele nu este Duhul Sfânt ca să-l învețe pe Iona o lecție, dar Dumnezeu sau Duhul Sfânt cu ajutorul curcubetelui, cu ajutorul unui accident, cu ajutorul uh, unui eveniment te poate învăța o grămadă de lucruri. Da? Nu ia locul experiența Duhului Sfânt. Dar Dumnezeu, prin Duhul Sfânt cu ajutorul unei experiențe, ne poate învăța anumite lucruri. Nu curcubetele i-a dat o lecție lui Iona, dar Dumnezeu cu ajutorul curcubetelui. L-a învățat pe Iona un anumit lucru. Asta este teologia care se promovează și am auzit și în țara noastră suficient de mulți oameni care spun lucrul ăsta. Nu! Orice mi se întâmplă rău sau negativ nu este de la Dumnezeu, este de la deavul. Că Dumnezeu nu mă învață pe mine uh, lucruri sau lecții spirituale prin evenimente fizice, materiale. Ci Dumnezeu mă învață numai prin Duhul Sfânt. Eu zic nu te crezi tu mai deștept de Dumnezeu decât Dumnezeu, că Dumnezeu te învață lucruri exact cum vrea el. Și Dumnezeu ne arată suficient de clar și în pasajul acesta felul în care Dumnezeu ne învață lucruri. Uitați-vă la refularea lui Iona. Atunci a dorit să moară și a zis mai bine să mor decât să trăiesc. O să învățăm și din această refulare câteva lucruri. În primul rând, Iona are aceeași atitudine și când cetatea din Nive este cruțată, care e un eveniment major în istoria lumii ăstea, la propriu. Da? Și are aceeași atitudine și când pierde curcubetele. Vi se pare dezechilibrat Iona sau nu? E dezechilibrat, nu? Adică, ok, înțeleg că vrei să mori, că e o cetate cruțată. E un eveniment major, la propriu, în istoria lumii. Să cruțe Dumnezeu o cetate, să ierte o cetate, să mântuiască o cetate, să aducă reformă morală și spirituală într-o cetate. Dar să ai aceeași atitudine, că s-a uscat un curcubete, deci ești dezechilibrat la propriu, da? Și aici vedem că mânia, în general, mânia arată că problema este în noi, nu în exteriorul nostru. Mânia arată că problema nu era cu Dumnezeu, ci problema era cu Iona și cu felul în care Iona privea lucrurile, felul în care Iona a privit cetatea Ninive, felul în care Iona a privit curcubetele. Mânia arată că problema este în interiorul nostru, în interiorul nostru, nu în exteriorul nostru. Mai mult, din locul acesta, din mânia lui Iona, învățăm că problemele spirituale nu se rezolvă cu bucurii materiale. Problemele spirituale nu se rezolvă cu bucurii materiale. Iona are o problemă cu Dumnezeu și zice, ești frustrat. Vine curcubetele și trece frustrarea. S-a rezolvat problema de fond a lui Iona? Problema inimii lui Iona? Nu s-a rezolvat. Nu s-a rezolvat. Problemele spirituale nu se pot rezolva cu bucurii materiale. Am o frustrare cu Dumnezeu și dacă aș fi binecuvântat, n-aș mai avea nicio problemă. Fals. Problema de fond, problema lăuntrică rămâne în inima lui Iona, pentru că Iona, vedeți, foarte rapid, după o singură zi, explodează iarăși. Și apoi vedem de aici, iarăși, inima noastră tinde să se alipească de cele mai simple lucruri, cum Iona s-a lipit de curcubetele acesta. Vedem iarăși că afecțiunile intense, exagerate, duc la necazuri intense și exagerate, da? Cu cât te lipești mai tare de un lucru, cu atât necazul va fi mai mare când vei pierde lucrul acela. Cu cât Iona s-a lipit mai mult de curcubetele acesta, cu atât de, ma atât de mare a fost, a fost, direct proporțională mânia lui când a pierdut lucrurile acestea. Vedeți? Foarte interesant și important în același timp. Apoi, când primim, și aici e problema cu bucuria lui Iona, când primim lucruri fără mulțumire, le pierdem cu mânie. Când primim lucruri fără mulțumire, le pierdem cu mânie. Iona se bucură de curcubete. Iona nu se bucură în relație cu Dumnezeu. Iona se bucură, Iona nu mulțumește. Este o diferență între bucurie și mulțumire. Eu pot să primesc un lucru, mă bucur. Am primit lucrul ăsta, mă bucur de el. Mă bucur de el. Dar în momentul în care mă uit la persoana care mi-a dat lucrul ăla și mulțumesc, este bucuria dusă mai departe. Eu nu am să bucur, dar nu mulțumește. Și când pierde lucrul acela pe care l-a primit, pentru că n am mulțumit pentru el, devine mânios. Devine mânios. Iarăși, când nu înțelegem temporalitatea lucrurilor, o altă lecție, tindem să le idolatrizăm că nu înțelegem temporalitatea lucrurilor, că lucrurile trec, se duc, tindem să le idolatrizăm, să ne găsim fericirea și bucuria în ele. Nu știu dacă vă imaginați vreodată, dacă aș ajunge să-mi fac lucrul ăla, să ajung să-mi iau serviciul ăla, să-mi să iau mașina aia, să mă căsătoresc cu fata aia, o să fiu fericit. Asta este idolatrie. Încerci să-ți extragi identitatea sau bucuria sau satisfacția sau fericirea pe termen lung a vieții de anumite lucruri care se schimbă, de anumite lucruri care se schimbă. Și idolii, toți idolii, întotdeauna ne vor dezamăgi. Toți idolii. Orice lucru de care ne-am lipit inima și din care încercăm să ne extragem identitatea sau satisfacția sau fericirea, mai devreme sau mai târziu, ne va dezamăgi. Vă promit, dacă vă ar da cineva, nu știu, dacă visați la mașină, v-ar da cineva o mașină de 30.000 de euro, să arate excepțional, după două, trei săptămâni, să trec cu bucuria. Fără excepție, nu există excepție. Că așa suntem făcuți, să ne găsim fericirea și bucuria numai în Dumnezeu. Asta este experiența tuturor oameni. Poți să iei un necredincios din afară și să-l întrebi. Măi, a fost obsedat după o fată, obsedat la propriu, obsedat. Și a ajuns să căsătorească cu fata aia. Crezi că mai este la fel de obsedat ca înainte? Nici vorbă. A fost obsedat, bă, dacă mi-aș cumpăra apartamentul ăla și dacă le-aș face și-a cumpărat apartamentul ăla. Crezi că mai se bucură de el ca și atunci când se bucura de ceva ce n-avea? Nici vorbă. Problema este idolatria. Când punem lucruri, oameni, evenimente, stări în locul lui Dumnezeu. Și cerem de la lucrurile acelea lucruri pe care, sau o stare pe care numai Dumnezeu mi-o poate da. Așa să ne norocesc soții și soțiile. Deci, el el m a promis, el mă poate face fericit. Eu așa am crezut și nu poate să facă ceva ce numai Dumnezeu poate să facă. Da? Și ajungi la nebunie din cauza asta. Haideți să ne uităm pe scurt și la pedagogia pe care Dumnezeu i o dă. Am văzut providența lui Dumnezeu cum lucrează într-un mod extraordinar și câte lucruri învață Dumnezeu pe Iona prin felul în care lucrează el prin providența lui. Haideți să ne uităm la pedagogia pe care Dumnezeu o dă. Explicația pe care Dumnezeu o dă. În primul rând Dumnezeu îl confruntă pe Iona. Da? Îl confruntă pe Iona și foarte interesant că Dumnezeu îl confruntă, nu îi face complimente întâi. Știți cum zicem noi? Dacă vrei să-i spui ceva, să-i faci o observație cuiva, du și făi întâi un compliment, nu? Mă, uite ce frumos să stă părul. Uite, hai să spună, Aseară ai dat-o slab tare. De fapt, vrei să-i spui partea a doua. Prima parte a fost numai așa, cu fel de introducere și arăți și ești ipocripe deasupra. Da? Dumnezeu zice... Ce zice Dumnezeu lui Iona? Dar Dumnezeu a zis lui Iona, Iona, apreciez faptul că te-ai bucurat de curcubete, dar nu-i foarte bine că te mâini din pricina pierderii curcubetelui. Nu! Dumnezeu îl întreabă direct, îl confruntă direct cu Iona și spune Bine faci tu de te mâini din pricina curcubetelui. Gândirea asta pozitivă, nu știu dacă ați observat, gândirea pozitivă este foarte impregnată chiar și în mediul evanghelic românesc. Cum se manifestă gândirea pozitivă? Când un om aude o mustrare de la Amvon, nu mă plăcut predica. Cine mai el să spună mie lucrurile Ce e să spună de la Amvon lucrurile alea? Gândirea pozitivă, asta e gândirea pozitivă. Să ai o părere bună despre tine, să, treaba mea este să lucrezi la stima ta de sine, să te încrezi în tine însuți, să ai o părere bună despre tine însuți, să te lauzi și chiar să transformă multe slujbe, și multe programe într-un fel de creștere a stimei de sine a oamenilor. O lăudare. Foarte bine. O prestație excelentă. Da? Și se transformă, se pervertește, se travestește închinarea, da? Vedem că Ion al mustră pe Dumnezeu, gândirea pozitivă face ca să avem alergie la mustrarea lui Dumnezeu. Face ca să avem alergie. Dumnezeu îl mustră pe Ion, da? Însă, mustrarea lui Dumnezeu, învățăm iarăși câteva lucruri despre mustrarea lui Dumnezeu. Mustrarea lui Dumnezeu este plină de îndurare față de Iona. De ce? Prima dată când Iona fuge de Dumnezeu, Dumnezeu, știți, modul radical, drastic, puternic în care lucrează cu Iona. Acum mi se pare mie că atitudinea lui Iona este mult, mult mai gravă decât prima dată. Deci după ce Dumnezeu ți-a dat har, după ce Dumnezeu te-a învățat. După ce Dumnezeu ți-a dat succesul în lucrarea, după ce Dumnezeu te-a ascultat din pânte cele te-a salvat, după ce ai făcut promisiunile lui Dumnezeu, te-ai pocăit în felul în care te-ai pocăit, da, Dumnezeu ți-a dat a doua șansă, a nu știu câtă șansă, tu iară, mai rău ajungi. După părerea mea, Dumnezeu de la rădăcine trebuia să le execute pe Iona, da? Afară de faptul dacă aș fi fost eu în locul lui, atunci nu mi-aș mi fi dorit asta, da? Dar așa ar gândi omul. Dumnezeu nu lucrează așa. Dumnezeu îl și se plinde îndurare. Să coboară la, 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 la mintea lui prostuță și începe să explice. Mustrarea lui Dumnezeu este o dovadă a bunătății și îndurării lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu ar putea să... Să înțelegem lucrul acesta, când Dumnezeu ne mustră, ne face un favor. Dumnezeu ar putea să facă orice altceva ca să ne învețe, că să te îngreșezi, da? Mustrarea lui Dumnezeu este plină de îndurare. Mustrarea lui Dumnezeu este precisă. Dumnezeu nu zice, Iona, fraților, noi trăim în păcat. Trăim în păcat, da, trăim în păcat. Nu știu dacă ați auzit, prezicinile foarte generale, poate și eu am prezicat. Păcatul, păcat care păcat, frate? Care păcat? Și așa acasă, mă, noi trăim păcat, facem păcat. Băi, ce păcat facem? Te simți vinovat, dar nu știi pentru ce. Dumnezeu e precis în mustrarea lui. Auzi ce spune. Bine faci tu de te. Mânii. Să știi că pot, eu pot să ascult foarte mult când predic cineva împotriva păcatului, să știți, pot să ascult o grămadă de predici, să spun, Pricet brother, pă, puternic, dă înainte, așa lovește, că știu eu cineva care se potrivește pentru aia. Când în schimb începe să devină precis în păcatele pe care le atacă. Sau așa pe scaun, mă, mă fierb, știți, fierb acolo. Bă, poate zice de ceva ce și eu vinovat. Poate am făcut și eu. Dar așa, când trage cu, min cu mingea sus în plop, ai iurea, păcat, păcatul, păcate, păcate, păcatele, păcatele, nu știu ce păcate. Păcătoșenia. Care păcătoșenie, frate? Bine faci tu, de te. Mânii. Da? Dumnezeu vorbește precis, Dumnezeu îl mustă precis pe Iona. Iar arată problema și așa lucrează Duhul Sfânt. Și asta este o diferență între, între în vinovățirea pe care o aduce satana și lucrarea de călăuzire precisă a Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt te cheamă la pocăință pentru un păcat precis. Asta este problema ta. Și când satana pur și simplu așa din aia, tu ești vinovat. Dumnezeu nu te primește. Pentru ce? Dumnezeu nu te primește că ești păcătos. Stai mă, ca, despre ce vorbim aici? Duhul lui Dumnezeul... În primul rând că ne duce la pocăință și în al doilea rând că Duhul lui Dumnezeu ne cercetează precis cu privire la păcatele noastre, da? Mustrarea lui Dumnezeu este precisă, mustrarea lui Dumnezeu arată păcatul lui Iona, da? Mustrarea lui Dumnezeu de dă pe față, dă pe față. Dumnezeu îl mustră pe Iona și arată toată răutatea pe care o avea față de cetatea Nenivă. Mustrarea lui Dumnezeu arată bunătatea lui Dumnezeu. Foarte interesant. Matthew Henry zicea, Deși Dumnezeu ne lasă să cădem în păcat totuși El nu ne lasă să continuăm în păcat. Deși Dumnezeu ne lasă să cădem în păcat, totuși Dumnezeu nu ne lasă să continuăm. Te-ai mâniat, dar Dumnezeu vine și trage semnalul de alarmă. Te-a lăsat să cazi, da? a fost un control, te-a lăsat să cazi, dar Dumnezeu nu te lasă să continui. E aceeași poveste pe care mi-o repetă oamenii de sute de ori. A, teologia pe care tu o prezici este teologia care învață că poți să faci ce vrei tu. Nu, teologia mea, din cu potrivă, spune că și dacă Dumnezeu ți-a permis să faci un păcat, Dumnezeu, dacă ești copilul lui, și nu ești un fiu născut din curvie, din punct de vedere spiritual, Dumnezeu te mustră, Dumnezeu te cercetează, Dumnezeu nu te lasă în starea aceea. Într-un fel sau altul. Bunătatea lui te îndeamnă la pocăință sau nu iau al lui o să îndemne la pocăință. Sau mustrarea lui o să îndemne la pocăință. Dumnezeu are felurite moduri în care lucrează. Dumnezeu îl mustră pe Iona și uitați-vă la Reacția lui Iona. Care este reacția noastră la mustrare? Nu știu, v-a plăcut predica de duminica trecută, duminica seară. Bine, întrebarea în sine este greșită, că nu trebuie să-ți placă o predică neapărat, da? Deși ar fi extraordinar să ne placă tot ce ne spune Dumnezeu, da? Dar poate predicele de mustrare nu prea ne plac, nu? Întrebarea este cum reacționăm la mustrare? Cum reacționăm la mustrare? Dumnezeu te mustră. Cum reacționezi? Iona a reacționat. Tu cum reacționezi? Uitați cum a reacționat Iona. Foarte, asta e o întrebare directă pentru noi. Bine faci tu de te mânii din pricina curbuietului? El a răspuns. Da. Bine fac că mă până la moarte. Andrei, bine faci că să lași și să burde pe aici ca la... Da, bine fac. Da, ce, dol, ce? Clasă, domnule, ca să vezi tu când ai avut ce, că tu n ai avut copii, dar ce? Că să o să văd eu cum o să facă strănepoții tăi. Sau și oamenii inventează tot felul de aberații. Dom'le, problema e una simplă. Dumnezeu îți arată punct ok, punct lovit, asta e problema ta. Cum reacționezi? Te poți mânia sau te poți cerceta și te poți conforma cuvântului pe care Dumnezeu ți-l-a dat, da? Mânia lui Iona, vreau să vă spun două lucruri despre mânia lui Iona. Mânia lui Iona este irațională și este impertinentă. Este irațională din următorul motiv. Din următorul motiv. Să te mânii de până la moarte din cauza unui curcubete este prostesc. Dar de ce Iona? Că Iona, mânia lui Iona este sinceră. Iona chiar să mânie până la moarte din pricina curcubetelui. De ce? Pentru că Iona lasă ca un lucru, da? Uneori noi putem să lăsăm ca anumite persoane sau ca anumite evenimente să definească toată viața noastră. Deci pentru că secvența asta din viața mea nu-i cum trebuie, toată viața mea nu este cum trebuie. Și asta este greșit. Asta este greșit, de exemplu, în felul în care ne raportăm la anumite persoane. S-ar putea ca să cunoaștem o persoană într-un eveniment negativ. Atunci, prima dată să o cunoaștem, când ea se manifestă într-un mod negativ, să spunem, ăsta e un bârfitor, ăsta e un om mânios, ăsta e un om zgârcit, ăsta e un om așa, de unde știi? Pentru că m-am intersectat 10 secunde din viața mea cu el și știu că el este așa. E aberant. La propriu este aberant. De exemplu, eu mai am câte o zi Nu știu, n-am mâncat bine seara, nu, mă, nu știu, n-am dormit bine noaptea, să schimbă presiunea atmosferică, habar n -am. Doar mă trezesc și am câte o zi de la început și până la sfârșit. Rea, nu merge nimic, nu pot citi, nu mă pot concentra, nu pot mânca, sunt mai irascibil, nu vorbesc, sunt așa, dat peste cap. Domnul, ce cu mine? Mă, cred că am nevoie de cafea. Beau o cafea, beau două, nu revin. Încerc să mă rog, nu prea mă pot ruga, nu-mi să rugăciunea, nu, toate lucrurile merg prost, de la început și până la final. Și în ziua aia zic, băi, oricum, nimic nu merge bine. Familia noi cum prunci, tot nu i-am crescut bine. Viața mea de rugăciune nu-i bună. Nici de bine nu predic, nici, nici nu conduc bine. Nici nu-i bun. Bă, nici dacă nici n-aș mai exista. Pentru o prostie, știți pentru ce spun asta? Nu știu dacă vi se întâmplă, vi se întâmplă. Da? Pe definim toată viața printr-o singură zi. Și vedem toată viața, vedem relația cu Dumnezeu, relația cu ceilalți, vedem familia, avem toate lucrurile printr-un eveniment din viața noastră. Ceea ce este greșit. Este greșit. Ar fi bine dacă am putea în ziua aia să ne dăm înapoi și zicem, asta e o simplă zi, o să treacă și ziua asta și nu vreau să-mi definez toată viața prin ziua asta. Știți ce este mai grav? Că uneori facem prostii în zilele astea care ne definez toată viața. Sunt oameni care au rupt relații, sunt oameni care au pornit războaie, sunt oameni care au schimbat cursul istoriei acestei lumi de la niște vorbe prostești. De la faptul că nu a dormit bine noaptea și l-a apucat a doua zi o nebunie pe ăla și a spus o prostie, a făcut o prostie și a rupt lucruri, a distrus lucruri de la o simplă zi. De la un simplu lucru care nu i-a convenit. Înțelegeți de ce este irațională mânia lui Iona? Dacă când vedem iraționalitatea mâniei lui Iona, vedem și iraționalitatea multor lucruri pe care le decidem sau le facem în anumite evenimente de genul acesta. Lăsăm ca anumite lucruri sau anumite persoane sau anumite evenimente să ne definească felul în care privim toată viața noastră. Și vă îndemn în această dimineață să nu lăsați secvențe din viața dumneavoastră să vă controleze zeci de ani. Să nu lași lucruri... Uh, Într-un eveniment, mi-a făcut treaba asta, acum o să fac o chestie să nu uite toată viața. E o prostie. Ce, ce și ce faci, e o prostie maximă. Vine nervos să s-o întâmpla ceva. Acum trebuie să rezolvi problema. Greșit. Nu atunci trebuie să rezolvi. Greșit. Foarte greșit. Acum a sosit curcubetele. Nimic nu mai are sens. Nimic. Să mor. E o prostie. Dar de multe ori ne comportăm exact ca Iona. Pentru că lăsăm secvențe din viața noastră. Lăsăm anumiti oameni sau anumite persoane sau anumite lucruri sau anumite evenimente Să definească și să hotărască 50 sau 60 de ani din viață Ceea ce este greșit, este la propriu, este irrațional, prostesc, este nebunește, este absurd Dar uneori facem lucrul ăsta, uneori facem lucrul ăsta Și apoi uitați-vă la impertinența lui Iona, da? Dumnezeu îl întreabă Noi ne gândim, eu n-ar trebui să mă simt lezat niciodată că cineva îmi comentează predica, nu? Hai bă... Sau că am spus bine, sau că n-am spus bine și el zice, du-te bă de aici cu poveștile alea. uite Uitați-vă ce zice Iona lui Dumnezeu. Auziți, Iona, bine faci tu că te mânii. Da, bine fac că mă până la moarte. Nu, no, nu noi ar trebui să ne bucurăm. Asemănăm cu Dumnezeu dacă ni s-ar întâmpla așa, nu? Zice, da, bine fac. Și este într-adevăr asta o impertinență crasă din partea lui Iona, și se vede că Iona are o problemă în general cu Dumnezeu și felul în care Dumnezeu a ales să cărmuiască lucrurile. Noi suntem baptiști reformați, sper, însă știți, știți ce observ? Practic, de multe ori nu suntem. Practic, câteodată suntem niște arminieni incurabili. Puff. Se întâmplă anumite evenimente. Domnule, nu trebuia să întâmple, dacă nu s-ar fi întâmplat așa. Și judecăm felul în care Dumnezeu a hotărât cursul lucrurilor. Nu acum trebuia sau acum să... A, ar fi fost acum ocazia, acum să fi intervenit Dumnezeu. Sau dacă aș fi făcut mai put, dacă m-aș fi rugat încă două minute în plus, sigur s-a întâmplat. Și negăm infailibilitatea și stabilitatea planurilor lui Dumnezeu. În practică. Și uneori nu o facem în evenimente mari. În niște chestii banale. În niște chestii banale. Nu, nu s-ar fi întâmplat dacă nu știu ce și nu știu cum. Greșit. Și din punctul meu de vedere e foarte interesant să tragem o lecție teologică din viața lui Iona. Hipercalvinismul și arminianismul sunt două manifestare ale aceleiași boli. Pentru că Iona e și hipercalvinist și arminian. E arminian pentru că nu-i convine planul lui Dumnezeu, fugea de Dumnezeu și credea că poate să le schimbe. Și hipercalvinist pentru că nu accepta extensia dragostei lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu trebuie să iubească etnic, poporul Israel. Restul, domnule, să facă praf și pulbere din ei, da? Dar nu putea să accepte faptul că Dumnezeu este suveran în dragostea lui și varsă dragostea lui cum vrea el și unde vrea el și când vrea el și prin cine vrea el. Da? Eu avea problemele astea două. Eu avea problemele astea două. Dar în general văd predispus prea arminianism. Nu să împacă cu planurile lui Dumnezeu. Nu, la propriu, mi se pare foarte practic cazul lui Iona. Foarte practic. Este un om care nu poate accepta planurile lui Dumnezeu. Care judecă planurile lui Dumnezeu. Care zice, Iona, auziți. Nu știu dacă nu l-au auzit pe Iona astăzi în 2007. Eu n-aș putea să respect un asemenea Dumnezeu. Eu n-aș putea să mă închin unui asemenea Dumnezeu. Până nici eu n-am putut. Ce, ce, coincidență, nici eu n-am putut. Eu un Dumnezeu care... Deci, eu vă întreb, de ce nu s-a dus Dumnezeu la alte cetate? De ce l-a trimis la Ninive? De ce l-a trimis la Ninive? De ce nu l-a trimis la cetate? De deci ce l-a trimis la Ninive și nu l-a lăsat să stea acasă? Erau niște oameni păcătoși și își meritau soarta, Dumnezeu era drept, era sfânt, care problema? Pentru că Dumnezeu este suveran în mila și în dragostea lui. De aia. N-ai putea să respecti un asemenea Dumnezeu, știi ce? Nu face niciun fel de diferență. N-ai putea să te închini unui asemenea Dumnezeu, știi ce? Tot nu face nicio diferență. Și problema este cu tine, nu cu Dumnezeu. Problema este cu tine. Problema este cu tine. Și Dumnezeu în final contrastează mila lui cu mila lui Iona ca să arate cât de aberantă este mila lui, lui Iona, și cât de clară dreaptă este mila lui Dumnezeu. Uitați ce spune. Atunci și Domnul i-a zis. Ție ți este milă de curcubetele acesta, ce descrie curcubetele, care nu te-a costat nicio trudă și pe care tu nu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Ce vedem în, 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 mila lui Iona? Vedem că este o milă egoistă. Deci dacă este ceva care mie îmi face bine, din partea lui Dumnezeu e super. Dacă e ceva din partea lui Dumnezeu care face altora bine, atunci nu e în regulă, da? Mila lui Iona este egoistă. Mila lui Iona este materialistă. Noi aici vorbim despre mântuirea cetății Ninive, despre sufletele acestor oameni, da? despre destinul lor veșnic. Și Iona se mânie pentru mântuirea unor oameni și se bucură pentru creșterea unui curcubete. Dar acum să aplicăm la noi. Ne bucurăm uneori de lucrurile mici, materiale pe care reușim să le câștigăm și pe care Dumnezeu ne le dă în providența Lui și nu putem avea măcar aceeași bucurie, măcar aceeași bucurie în mântuirea altor oameni. Măcar aceeași bucurie. Da? Că dacă am avea, am lucrat la fel de mult pentru lucrurile astea mici. Lucrăm mult pentru lucrurile mici ca să dobândim puțină bucurie din ele. Dacă am avea aceeași bucurie pentru mântuirea sufletelor, am lucrat cel puțin atât de mult ca să câștigăm extraordinar de mult, da? Extraordinar de mult. Și apoi problema cu mila lui Iona este inversarea valorilor. Dumnezeu, vedeți, nu-l mustru că i-a plăcut curcubetele. Dumnezeu nu zice așa, fiți atent. Ce este, este milă de curcubetele acesta și aberant. E aberant că ți-o păsa de curcubetele și te bucura de el. Îi prostește. Nu îi zice Dumnezeu asta. Ce mă, ți-o fost mila de curcubetele alea? Da? Nu crezi. Nu crezi tu că e normală și bucuria mea față de o cetate atât de mare? Dumnezeu nu-l mustră pentru pentru faptul că i-a păsat de curcubetele la propriu, ci că a avut o imagine distorsionată asupra existenței umane. Lucra cu un sistem de valori greșit. Adică dacă îmi pasă de lucrurile materiale și bine să ne pese de ele ca să avem grijă de ele și să le administrăm corect, că să darul de la Dumnezeu și să ne bucurăm de ele, dacă ne pasă de ele, într-un sistem de valori corect primit de la Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, sufletele oamenilor, mântuirea oamenilor trebuie să fie ceva mult mai important pentru noi decât lucrurile materiale. Infinit! Infinit! Un singur suflet dacă ar fi mântuit și tot universul ar dispărea, s-ar merita. De acord sau nu? Dacă Dumnezeu ar distruge toate galaxiile care există pentru un singur suflet, pentru tine de exemplu, ce crezi, s-ar merita sau nu? Sigur că s-ar merita. Sigur că s-ar merita. Ăsta este un sistem de valori corect. Ăsta este un sistem de valori corect. Și am are o, o, o imagine complet distorsionată asupra valorilor corecte, da? Asupra valorilor corecte. Haideți să încheiem în această dimineață cu câteva aplicații practice. De fapt, dacă vă uitați în lumea noastră, vedeți în mai multe feluri manifestată distorsionarea asta a valorilor. Oameni care prețuiesc mai mult câinii, delfinii, nu știu ce mai prețuiesc, decât copiii. Dacă e un copil mutilat, aceiași oameni, dacă e un copil mutilat pe stradă de un câine, Problema nu e cu câinele. Problema e cu copilul sau cu tata copilului sau nu mai știu cu cine. Dacă vede cineva un câine călcat de o mașină, se duce după el, domnule, 30 de kilometri. Îl oprește, face scandal, cheamă poliția, cheamă televiziunea să-l filmeze. Un om fără inimă! Un om fără inimă a călcat acolo un suflet de câine. Ce om e ăla? aceeași ființe gingașe, cum spune Scriptura, care abia ar atinge pământul, așa de gingașe și de finuțe îs, să ducă în fața medicului și, -și distrug copiii în pântice. Și o moară. Aceiași oameni. O, o, o imagine complet distorsionată a existenței umane. A, puiuțu, cățelul, îl îmbracă, îl spală, îl înfofolește, îl dă cu toate chestiile, nu știu, fac genere, ce mai facă? Doamne, fai, cățelușul ăla! Un copil, parte, parte, afară cu el. Milioane, fără niciun fel de problemă. O imagine distorsionată asupra existenței umane. Noi avem de-a avem de face cu niște ființe. Avem de-a face cu niște ființe acolo, da? Sau oameni care prețuiesc, hai să fim, venim mai aproape de noi, oameni care prețuiesc mai degrabă trupurile copiilor lor, binele fizic al copiilor lor, decât binele spiritual al copiilor lor. Să nu le fie greu la copiii mei cum eu mi mers mie. Lasă! Nu e problem că nu avem timp de rugăciune, de citire a cuvântului lasă. Doamne, să, să le fie, să meargă mai bine decât mi-o mers mie. Greșit. Greșit. Ce folos? Dacă îi da lui tău toată lumea. Și dacă sufletul lui s-ar pierde, nu? O imagine distorsionată asupra realității. Și lucrurile astea le spun oameni credincioși. Nu le spun oameni necredincioși. Le spun oameni credincioși. Tata ne povestea, a fost o presiune foarte mare când plecau oamenii în afară, noi fiind nou acasă, nu ne-au mers chiar extraordinar. Da? Tata era singur, lucra cam două servicii, mama trebuia să avea, aibă grijă de noi și să bă, du-te mă, că știi să vii cu un ban acasă. Noi și așa, el ab abia rezista, abia rezistam noi așa, să ne păstrăm o moralitate din asta minimă de față, când era el. Da, păi fără el. Da, păi fără el. Ce era? Ce era? Imagine ce era dacă se ducea și, și un lumea în cap. O, 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 imagine distorsionată a valorilor, da? Sau oameni care oferă ajutor social fără să ofere ajutor spiritual. E bine ca biserica să ajute, e bine ca biserica să se implice în tot felul de proiecte, dar să nu uităm. Am auzit oameni care spun, lasă domnule că știu oameni, lasă că toți oamenii au gândul veșnic, lasă că suntem într-o țară creștină. Nu asta e problema în țară la noi să ne apucăm noi de făcut biserici și să mergem la programe și să cântăm. Să ne ducem să avutăm oamenii pe stradă. Să începem să strângem gunoaiele, să arătăm oamenilor că noi nu ne plac gunoaiele pe stradă. Asta e chemarea mea. Asta a spus Petru și Ioan în fapte. doamne, să lăsăm rugăciunea și cuvântul. Ce e teologie? Las că evrei știu destul de teologie. Să strângem pe aici gunoaiele, să le ducem acolo în focul genii la marginea Ierusalimului. Ocupăm noi de treburile astea. S-au implicat. Auzi, domnule, luați câțiva să se ocupe de sarmale și de uh, supă să dea la femeile văduve și alte ajutoare, și noi ne vom ocupa de cuvântul lui Dumnezeu și de rugăciune. Pentru că este o așezare corectă a valorilor. Într-un sistem pe care Dumnezeu ne-l-a dat. Sau oameni care își iubesc propriul confort, mai mult decât iubesc destinul celorlalți. Este o întrebare foarte importantă pentru noi. Este oare pentru noi confortul nostru mai important decât sufletele celorlalți? Adică ai fi în stare să -l lași 30 de minute din somnul tău de frumusețe să stai de vorbă cu cineva despre Domnul Isus Hristos? O duminică, am eu, doar să mă odinesc. Mă duc eu, nu știu unde. Abia, abia am o la un meci, la ceva. Acum să vorbesc. Știu că e o ocazie potrivită, dar nu pot acum. Și vedeți, în, în practica de fiecare zi, v-aș da zeci de exemple, în practica de fiecare zi, sistemul lui Iona este și în mințele noastre. Și funcționăm pe el. Un sistem greșit de valori. Și întrebări de cercetare personală la finalul, acestei, a, finalul acestui studiu pe cartea Iona. În primul rând, ai ochii deschiși la binecuvântările lui Dumnezeu. Dar nu la binecuvântări. La binecuvântările lui Dumnezeu. Că e o diferență. Lezi un lucru, te bucuri de el. Întrebarea dacă te bucuri în relație cu Dumnezeu. Doi, te atașezi emoțional de lucruri materiale. Iona s-a atașat. Și dacă ne atașăm emoțional de lucruri materiale așa să o fructueze... Sunt la bile emoțional. Niște oameni foarte la bile emoțional. Foarte la bile emoțional. Am pierdut un lucru, gata, sfârșitul lumii. Nu te mai poți închina, nu te mai poți ruga, nu te mai poți gândi. Noaptea stai și te înfrămânți în pat și te învârți acolo că s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat. Ai reușit să faci sau n-ai reușit să faci ceva. 3. Te aprinzi de mânie când pierzi lucruri care nu sunt controlul tău? Ah, da? Cum? Nu știu cum facem, da? Face cumva. Te aprinzi de mânie, aia ar... Ăla e un simptom al unei relații greșite cu lucrurile materiale. E un simptom al idolatriei. 4. Încerci să-ți rezolvi problemele spirituale prin bunuri materiale? Ce te-ar face fericit? Asta ar fi o întrebare. Tu ai o problemă cu Dumnezeu. Când suntem nefericiți, când suntem acriți, când nu ne putem bucura de viață, când nu putem trăi bucuroși înaintea lui Dumnezeu, avem o problemă spirituală. Dacă noi credem că aducând lucruri, făcând lucruri, reușim să ajungem undeva, urcând pe o scară a societății, ajungem să fim fericiți, e greșit. Încercăm să rezolvăm niște probleme spirituale, spirituale cu bunuri materiale. 5. Ai lucruri pe care le primești de la Dumnezeu fără mulțumire. Și ai o problemă. Și ai o problemă. E o problemă spirituală, da? 6. Mai aproape de Cazul Iona, prețuim cumva mai mult lucruri decât oameni? Și asta se vede în energia, în timpul nostru, în gândurile noastre, în preocuparea noastră, în pregătirea noastră pentru ce? Obsesiv sau exclusiv pentru lucruri materiale sau știm să le punem corect într-o ordine a valorilor, da? Și din întrebarea asta dacă prețuim cumva mai mult lucruri decât oameni, rezultă că avem priorități distorsionate. Cred că asta ar fi, cred că asta ar fi în finalul cărții lui Iona sau din capitolul 4 întrebarea de bază. Ce sistem de valori avem? Ce, cum cântărim noi lucrurile? Cum cântărim lucrurile? Vedem veșnicia corect în comparație cu temporalitatea? Vedem sufletele oamenilor corect în comparație cu lucrurile materiale? Vedem pe Dumnezeu corect în comparație cu oamenii? Ne vedem pe noi corect în, în relație cu ceilalți? Eu îmi doresc ca Duhul lui Dumnezeu să ne deschidă mintea cel puțin la lucrurile acestea și în special să înțelegem extensia dragostei lui Dumnezeu, suveranitatea dragostei lui Dumnezeu. Că Iona nu ne învață că Dumnezeu dă dragoste așa în același fel, fără niciun fel de discreție oriunde, nu. Iona ne învață că Dumnezeu este suveran în dragostea lui. Că Dumnezeu în dragostea Lui depășește limitele sau barierele pe care noi le punem. Că Dumnezeu nu poate fi băgat în cutiuțele noastre tradiționale, inventate de rabinii noștri, care contrazic foarte clar Sfânta Scriptură. Că Dumnezeu este suveran în mila Lui. El a vrut să dea milă ninivenilor. Și tu nu poți să faci nimic împotriva la lucrul acesta. Dar de fapt, important, cel mai important lucru este dacă noi ne aliniem la caracterul lui Dumnezeu, la dragostea lui Dumnezeu, la planul lui Dumnezeu. Ca aici a fost conflictul. Dacă Iona nu avea niciun fel de implicație, asta e. Problema pentru noi, deși ar trebui să fie un privilegiu, problema pentru noi de multe ori este că Dumnezeu vrea să ne prindă și pe noi în manifestarea asta a dragostei lui. Dumnezeu nu ne-a trimis, ascultați, Dumnezeu nu ne-a trimis ca pe musulmani, asta e un lucru extraordinar, Dumnezeu nu ne-a trimis ca pe musulmani să ne dinamităm undeva prin centrul Londrei. Noi și copiii noștri. Dumnezeu nu ne-a pus să ne creștem copiii de mici. Gândiți-vă, nu ne-a pus să ne creștem copiii de mici învățându-i cum să-și lege centuri și pe ce să apese ca să s arunce în aer undeva. Dumnezeu ne-a trimis să ne creștem niște copii pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a trimis ca să învățăm pe copiii ăștia că sunt iubiți de Dumnezeu și trebuie să se întoarcă la Dumnezeu și să se pocăiască. Dumnezeu ne-a trimis ca noi, împreună cu familia noastră și cu bisericile noastre, să cucerim prin dragoste lumea asta. Da? lasă a trimis Dumnezeu, la o lucrare extraordinară. Și ceea ce pentru noi este de foarte multe ori o problemă, este de fapt cel mai mare privilegiu pe care ne l-a dat Dumnezeu. Să facem, într-un fel, parte din această manifestare a dragostei lui Dumnezeu pentru omenire. Să facem parte din lucrul acesta. Fie ca Duhul Sfânt să ne miște inimile, să fim implicați cu toată puterea noastră, cu toată energia noastră în acest lucru. Amin.